razia polițiștilor rutieri timp de două zile în județul Brașov. Anchetatorii au constatat 15 infracțiuni și au dat 400 de sancțiuni contravenționale, dintre care mai mult de jumătate pentru viteze neregulamentare. Ei au reținut 39 de permise de conducere, dintre care 17 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii recomandă participanților la trafic să nu se urce la volan în momentul în care au consumat băuturi alcoolice, deoarece consumul de alcool scade reacția de manevrare a autovehiculului. Părerile șoferilor sunt împărțite în ceea ce privește acțiunile de control ale polițiștilor. Ar trebui făcute mai multe razii, zic eu. Nu sunt făcute... Nu-s destule, pentru că probabil sunt, cred că sunt, și nu se mai respectă nimic în orașul ăsta. Nici o regulă. Ar trebui să mai pună filtre și pentru cei care merg cu viteză și care nu se asigură și merg foarte tare, în general, cei tineri. Eu cred că ar trebui făcute alternative, alt benzi în plus de circulație, alte, nu știu, razii, la ce te ajută, faci razii. Da, amenzi oricum o plătești. Polițiștii rutieri vor organiza acțiuni de control și în perioada următoare, în încercarea de a se evita producerea unor evenimente nedorite. Se schimbă regulile în traficul din municipiul Brașov. Până la finalul anului vor fi amenajate mai multe sensuri giratorii în cele mai aglomerate zone ale orașului. Lucrările la intersecția străzilor Carpaților cu Zorilor deja au început. Până acum au fost amplasate elementele provizorii. Municipalitatea își propune ca până la finalul acestui an să mai amenajeze giratorii și în alte două zone ale orașului. Se vor începe lucrări și la intersecția străzii Prunului cu strada Brazilor și în Stupin, în centrul cartierului Stupin, la intersecția Plugarilor cu Bârsei și Albinelor și cu Fagurului. Acolo este o intersecție foarte circulată și există riscul producerii de accidente. Până acum câteva zile, absolut toți șoferii care tranzitau această zonă și veneau de pe strada Mihail Cogălnicianu erau obligați fie să facă dreapta spre strada Iuliu Maniu, fie să facă acest sens giratoriu și să meargă spre Bulevardul 15 Noiembrie. Ei bine, de câteva zile, Poliția Rutieră, în parteneriat cu Primăria Brașov, au decis să mai facă o bandă în această zonă, prin care șoferii să poată merge spre strada N.D. Cocea. În municipiul Brașov există aproape 50 de sensuri giratorii. Costurile pentru implementarea unui singur astfel de proiect sunt cuprinse în funcție de complexitate, între 100.000 și 600.000 de lei. Scandal la un hotel din Poiana Brașov. Asta după ce unei femei din București i s-a refuzat cazarea din cauza că nu a anunțat la momentul rezervării prealabile că va veni cu un bebeluș. Antaghiță, pentru că despre ea este vorba, a ajuns în stațiune împreună cu soțul, fiul și nora ei, dar și cu nepotul în vârstă de 8 luni. La recepție li s-a refuzat cazarea. Fata de la recepție, domnișoara, când ne-a văzut, a rămas puțin blocată, explicându-ne că nu avem voie în cameră dublă cu copilul, pentru că trebuia să facem o rezervare pentru nouă suită junior. Andaghiță susține că nu a primit nicio alternativă de la oficialii hotelului, motiv pentru care l-a cerut ajutor inspectorilor Oficiului pentru Protecția Consumatorului. Luni, hotelul unde s-a petrecut incidentul era închis, pe motiv că se face curățenie. Astfel, inspectorii au revenit marți la unitatea de cazare, chiar în momentul în care echipa Brașov TV discuta cu recepționera. Momentan sunt numai eu aici. Am înțeles. Ce să vă pot ajuta? Registrul unui de contract? Comisarul șef al Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor din Brașov, Sorin Susanu, a tras primele concluzii în urma verificărilor. Au arătat că au specificate cele lucruri referitoare la cazarea cu copii. Mai mult decât atât, au spus în felul următor, că atunci când a venit doamna, i s-a spus, vedeți că nu ați bifat chestia cu copiii și costă 10 euro în plus. Vă oferim o cameră specială și pentru copil, dar trebuie să plătiți 10 euro în plus. Doamna nu a vrut și ca urmare, dânsii a hotărât să-i dea înapoi toți banii plătiți pentru rezervare, pentru a putea dânsa să ducă în altă parte. Noi verificăm acum să vedem dacă e așa cum au spus dânsii. Inspectorii de la Protecția Consumatorului din Brașov nu l-au găsit pe managerul hotelului, motiv pentru care vor continua verificările la finalul săptămânii, când acesta se va întoarce în Brașov.
Program prelungit la Castelul Bran până la mijlocul lunii noiembrie. Lucrările de pe drumul național 73 extind, practic, orarul de vizitare. Decizia a fost luată pentru ca turiștii să aibă timp să ajungă la Castelul lui Dracula. Programul va fi extins, practic, la sfârșitul săptămânii, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Vor fi în plus zilnic câte 60 de minute. Mai exact, programul va fi extins până la ora 17. Castelul Bran este cel mai căutat obiectiv turistic din județul Brașov. Anul trecut a fost vizitat de peste 1 milion de turiști. Momente cumplite pentru o bătrână din Codlea. Aceasta locuia de ani buni împreună cu nepotul său, un tânăr în vârstă de 26 de ani, care, după mai multe pahare de vin consumate, a bătut-o crunt pe aceasta. Potrivit anchetatorilor, inculpatul a lovit-o în cap cu picioarele. Medicii și polițiștii au intervenit, tânărul a fost arestat, iar bătrâna a fost transportată la spital. Bătrâna are nevoie în acest moment de 35 sau 40 de zile de îngrijiri medicale. În cazul nepotului ei, procurorii parchetului judecătoriei Brașov au făcut propunere de arestare, iar un judecător de drepturi și libertăți a emis pentru 30 de zile mandat de arestare sub acuzația de violență în familie. Hotărârea nu este însă definitivă. Flagrant al polițiștilor brașoveni astăzi în cartierul Săcelean Gârcini. 5 persoane suspectate de comiterea mai multor furturi au fost încătușate. Anchetatorii au pus în executare 6 mandate de percheziție într-un dosar în care prejudiciul depășește 30.000 de lei. Polițiștii din cadrul IPJ Brașov efectuează un număr de 6 percheziții într-un dosar penal care vizează furturile din locuințe și din societăți comerciale, valoarea prejudiciului fiind de 30.000 de lei. Au fost reținute 5 persoane care, după încheierea perchezițiilor, vor fi prezentate instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. 5 inculpați au fost duși la audieri și vor fi prezentați unui judecător de drepturi și libertăți al judecătoriei Brașov cu propunere de arestare preventivă. În cazul în care vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă ani grei de închisoare. Instabilitatea legislativă și procedurile birocratice de la nivel central încetinesc sau, mai grav, blochează proiectele de anvergură din Râșnov. Acestea sunt principalele probleme cu care se confruntă administrația publică locală în derularea investițiilor de mare interes pentru comunitate. În multe cazuri, pentru proiectele scoase la licitație, fie nu se depun oferte, fie nu se răspunde anunțurilor de participare lansate de autoritățile contractante. Primarul orașului Râșnov, Liviu Butnariu, trage un semnal de alarmă și afirmă că lipsa de interes a factorilor implicați de la nivel central blochează, practic, dezvoltarea comunității. Problemele foarte mari sunt vis-a-vis de constructori, ca și dovadă, cum am prezentat și astăzi în conferința de presă, ajuns să scoți o licitație de câte 3-4 ori ca să ai un singur ofertant sau poate chiar să nu ai deloc. Pe efectiv te trezești că tu dorești să faci, dar de fapt n-ai cu cine. Și aceasta este o mare problemă. Firmele care ar trebui să contracteze lucrări fie se plâng de cele mai multe ori că nu mai au forță de muncă, fie aleg să nu se implice pur și simplu în proiectele care nu atrag un profit considerabil. Această situație neplăcută pune în pericol finalizarea unor lucrări ample de infrastructură din Râșnov, printre care se numără realizarea cetății, modernizarea iluminatului public și extinderea sistemului de alimentare cu apă din oraș. Finanțări nerambursabile pentru formarea profesională a angajaților din întreprinderile mari. Proiectul care are ca obiective investițiile în educație, calificarea și formarea profesională este derulat de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman și Ministerul Dezvoltării Regionale. Eu zic că este un cost important. Marea majoritate a companiilor mari, cele peste 250 de angajați, au prevăzuți bani pentru formarea profesională a angajaților. Prin acest program își pot eficientiza bugetul, rambursându-se în proporție de 50% aceste costuri. Cei din grupul țintă trebuie să fie angajați cu contract individual de muncă, iar din proiect trebuie să facă parte cel puțin 75 de persoane. Alocarea financiară este de 38 de milioane de euro, iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 500 de mii de euro.
Industria a avut un rol determinant în economia brașoveană anul trecut. Cifra de afaceri a societăților comerciale din sectorul industrial a avut în 2017 o valoare totală de peste 21 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă peste 4,5 miliarde de euro, cu o creștere de 14% față de 2016. Aportul industriei în cifra de afaceri a județului Brașov a fost anul trecut de 45%. În această ramură a economiei activează aproape 2500 de firme. Avem o creștere a numărului de companii, 120 de companii în plus față de 2016, la un total de aproximativ 2800 de firme. Ce este interesant, 9 firme foarte mari, peste 1000 de angajați, generează jumătate din cifra de afaceri din industrie. Județul Brașov este în continuare un județ atractiv din punct de vedere economic, sunt cât mai multe companii care vor să vină în Brașov, însă forța de muncă spune că s-a reorganizat în alte sectoare de activitate, unde aparent pentru moment sunt salarii mai bune, probabil în construcții astăzi se plătește mai bine, de ce nu poate au plecat și în administrație unde salariile sunt foarte bune. Aproape 63.000 de salariați lucrează în industrie în întreg județul Brașov, iar 30% dintre aceștia activează în întreprinderi foarte mari. Profitabilitatea sectorului industrial a fost în 2017 de 4,6%, sub media economiei brașovene, care a ajuns până la 6,3%. Focar de infecție chiar într-o clădire din centrul municipiului Brașov. Sute de kilograme de deșeuri zac într-o clădire abandonată de pe strada 13 decembrie, aproape de centrul orașului. Mirosul este insuportabil, iar peisajul dezolant. Asta se întâmplă de câțiva ani, fără să se ia însă vreo măsură. Totul în timp ce clădirea se umple cu gunoaie și se degradează pe zi ce trece. Competența în acest caz este în totalitatea primăriei prin serviciul poliției locale, care poate și pe partea de mediu și pe partea de ordine publică să verifice și să aplice sancțiuni. Bineînțeles, în momentul în care vom fi solicitați de către primărie pentru a interveni pe legislația de mediu, vom fi prezenți. Poliția locală încă din 2015 a făcut demersuri pentru soluționarea acestei probleme. I-a somat pe proprietar să-și curețe, din păcate vorbind de o proprietate privată, iar municipalitatea, indiferent că vorbim de primăria Brașov sau de poliția locală, nu are dreptul să intervină. Pe lângă focarul de infecție în zonă se poate petrece oricând o tragedie. Avem dovada clară că în această clădire stau atât ziua cât și pe timpul nopții mulți oameni ai străzi, întrucât am găsit în interior obiecte vestimentare, dar și încălțăminte. Astfel, pe lângă dezastrul ecologic la doar câțiva metri de o zonă bună a Brașovului, dar și pe lângă mirosul insuportabil, aici stau foarte mulți oameni, iar clădirea, după cum se vede, este într-un stadiu avansat de degradare și pune în pericol viața celor care se adăpostesc aici. Primăria trebuie să ia atitudine față de proprietar. Edilii noștri trebuie să ia măsuri. Nu ni se pare normal, dar asta e România noastră. Proprietarul clădirii este de negăsit de câteva luni. În trecut a fost sancționat de polițiștii locali. Acum riscă să fie tras la răspundere și de către comisarii de la Garda de Mediu, iar amenziile depășesc 10.000 de lei. Premieră medicală la maternitatea din Brașov. În secția de terapie intensivă s-a efectuat zilele trecute primul tratament cu laser pentru prevenirea orbirii la un nou născut prematur. Intervenția era posibilă și până acum, doar că se efectua într-o clinică privată, fără ca părinții să plătească însă vreun leu. De săptămâna trecută, datorită organizației Salvați Copiii, nu mai este nevoie ca nou născuții prematuri să fie transportați la alte unități medicale. Aparatul din stânga mea a costat 20.000 de euro și a fost donat de organizația Salvați Copiii Maternității. De asemenea, micuțul care a beneficiat în premieră de acest tratament s-a născut la 32 de săptămâni. Depistarea este important să se facă la 4 săptămâni, între 4 și 6 săptămâni de la nașterea prematură a micuțului. Screeningul copiilor prematuri se realizează de la copii cu greutăți sub 2000 de grame, dar avem copii care s-au născut cu 1000 de grame, cu 800 de grame și atunci numărul acestor copii la risc de a dezvolta retinopatia de prematuritate este foarte mare. Cei care ajung să facă laser sunt doar cei care depășesc un anumit stadiu al bolii. Acest oftalmoscop indirect arată cam așa, se atașează pe cap și raza laser vine direct.
Nașterile premature nu sunt puține nici la Brașov. În acest an, 3 copii născuți înainte de termen au fost salvați de la orbire. În maternitatea Brașov se nasc anual 16% de prematuri din numărul total de nașteri. Pe de altă parte, în acest loc vin și prematurii născuți în alte maternități din județul nostru și din județul Covasna, având o unitate grad 3, grad înalt, în care trebuie și putem să efectuăm tot felul de proceduri. În cazul bebelușului prematur, retinopatia cauzează creșterea anormală a vaselor de sânge, fapt care poate duce la deslipirea retinei de fundul ochiului și poate provoca orbirea copilului. Program unic în țară la școala generală numărul 27 Anatol Germanski din Brașov. Elevii claselor a 7 au posibilitatea să creeze obiecte digitale pe care le pot transpune apoi în realitate cu ajutorul imprimării 3D. Prin intermediul programului intitulat Protoshop, finanțat din Fondul Științescu, 62 de copii participă la un curs care se desfășoară timp de 5 săptămâni în școală. După cum vedeți, are o ușă securizată și un domn care îi protejează pe copii de a se răni. Și de ce s-ar putea răni? Pentru că imprimanta aceasta topește plastic la o temperatură, dacă vedeți aici, undeva la 210 grade, iar patul pe care printează are o temperatură de 60 de grade. Proiectul acesta este un proiect de suflet pentru Laborazon și 3D Dot, deoarece pune la oaltă tehnologia viitorului, tehnici de fabricație, design, la oaltă cu creativitatea și marketingul. Este o ocazie pentru elevi să învețe să creeze obiecte, dar și să prindă încredere în ei. Elevii realizează după orele de curs obiecte care vor fi expuse apoi în cadrul unei expoziții care va fi organizată peste 5 săptămâni. Eu lucrez la unul dintre proiectele pe care trebuie să le realizăm. Este un vapor și am ales să-l fac mov și să scriu numele meu pe el. Este un program foarte interesant, îți dezvolți cunoștințele și părerea mea merită de încercat. Interesant, într-adevăr, trebuie să știi geometria astfel încât să le așezi, ai niște măsuri pe care trebuie să le respecti. Cu ajutorul Fondului Științescu vor fi achiziționate 4 imprimante 3D pe care elevii și profesorii le vor putea folosi și în perioada următoare. Este un curs foarte interesant, foarte atractiv, foarte apreciat și de părinți și de elevi. Le dezvoltă mult creativitatea și cred că e normal să ne ocupăm de creativitatea elevilor și să încercăm să le dezvoltăm, pentru că e nevoie de creativitate. Programul intitulat Protoshop este finanțat cu suma de 14.000 de lei din Fondul Științescu. Laborator de ultimă generație la Universitatea Transilvania din Brașov, noul spațiu dotat cu echipamente performante a fost inaugurat marți în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. Noua aparatură de cea mai bună calitate a fost adusă de către reprezentanții unei companii din județ. În laborator se vor desfășura activitățile de laborator care sunt cuprinse în planul de învățământ și în special discipline de electronică. Avem, pornind de la sursă de tensiune, multimetru digital, generatoare de semnal, osciloscop, frecvențimetru, punte RLC. Laboratorul este dotat cu aparatură specifică activităților de laborator în domeniul electronicii. Este aparatură modernă și compatibilă cu toate aparatele pe care le folosim noi în fabrică. Această bază materială este de fapt o bază modernă care este actualizată și care le prezintă studenților și le permite de altfel studenților să lucreze cu ceea ce este mai nou în domeniu. Studenții facultății pot utiliza aparatura din noul laborator atât în timpul cursurilor, cât și în afara programului pentru realizarea lucrărilor de diplomă.
Noul laborator mi se pare super impresionant, adică spre deosebire de vechiul laborator în care chiar nu se putea lucra deloc, noul laborator chiar putem să ne desfășurăm activitatea cum trebuie. Se pare impresionant, nici nu mai știu ce era aici, erau niște calculatoare cu catod și vechi de când era bunicul. Potrivit reprezentanților Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, în cadrul laboratorului se vor organiza și activități extracurriculare, coordonate de specialiști și ingineri ai companiei partenere. Autobuz virtual pentru safari în Brașov. Asta li se pregătește vizitatorilor grădinii zoologice Dornici de Inedit. Practic, până la sfârșitul acestui an, se dorește achiziționarea unui autobuz virtual cu ajutorul căruia se vor face așa zise plimbări în safari și se vor admira animale specifice în sistem 3D. S-a dat drumul la o licitație, aceasta se finalizează în data de 23, luna aceasta, și vizitatorii vor putea să viziteze un safari cu căști VR, vor fi 10 locuri și vor avea o experiență foarte reală și foarte autentică. Mi se pare o idee foarte bună. Da, sună chiar interesantă și nouă pentru orașul nostru. Cred că e de bună pentru toată lumea, până la urmă. Ajută, nu știu, dezvoltarea orașului și o reclamă bună pentru grădina zoologică în principal. Ținând cont de faptul că nu prea sunt multe animale în grădină, e chiar ok, atrage publicul. Vizitatorilor Parcului Zoologic din Brașov li se pregătește pentru sfârșitul acestei luni și o surpriză. Se va inaugura o casă a maimuțelor, unde vor fi aduse 3 specii noi, iar până la sfârșitul lui 2018, alte 23 de animale din Olanda, Belgia, Germania și Franța vor fi la dispoziția brașovenilor și a turiștilor. Expoziția temporară intitulată Primul Muzeu Românesc din Brașov, edificarea instituțiilor culturale românești din Transilvania după unirea din 1918, a fost vernisată miercuri la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului. Expoziția reunește obiecte de patrimoniu din colecția Muzeului Astra. O expoziție de antropologie, dacă vreți, referitoare la istoria culturală a orașului, a rolului pe care liderii, elitele acestuia l-au jucat imediat după unire. Suntem într-un oraș cu o generație foarte specială. În mod special ne oprim asupra unui personalități brașovene, este vorba de Ion Colan, un publicist cunoscut în epocă, și a lui Dumitru Furnică, de origine din Schiei Brașovului, care a devenit cel mai important donator și care a pus bazele patrimoniului Muzeului Astra din Brașov în 1937, 1 decembrie. Biblioteca Județeană Brașov de astăzi este moștenitoarea Bibliotecii Astra de ieri, cum s-ar spune, iar 2018, anul centenarului, a cunoscut această inițiativă interesantă de a ne întoarce în trecut și a rememora parcursul instituțiilor culturale din Brașov. Expoziția poate fi vizitată până în aprilie 2019. Peste 125 de milioane de oameni se confruntă cu această afecțiune. În România, statistica indică 500 de mii de persoane. Nici Brașovul nu face excepție atunci când vine vorba despre psoriazis. Potrivit statisticilor, aproape 30% dintre persoanele diagnosticate cu această boală au rude de gradul 1 care suferă de aceeași afecțiune. Psoriazisul este o boală genetică ce se poate transmite pe linie maternă sau paternă și poate fi declanșat de factori exteriori, cum ar fi stresul, oboseala sau boala. De asemenea, consumul de alimente, consumul de tutun sau de alcool pot fi factori declanșatori ai acestei boli. Tratamentele, din păcate, sunt doar de ștergerea leziunilor. De fiecare dată, cu un imunosupresor sau cu un corticoid local, ștergem leziunea și cu substanțe keratolitice și scoaterea tratamentului se face treptat. Pentru noi exista fenomenul de recidivă rapidă. Psoriazisul poate să afecteze de la unghie până la întreg corpul. Cele mai frecvente leziuni apar pe coate și genunchi, dar și la nivelul scalpului.
concert de excepție aseară în Brașov. De asta au avut parte iubitorii muzicii de cameră în cadrul unui eveniment organizat de Filarmonica din Brașov și susținut de Quartetul Gaudeamus. Acesta din urmă a împlinit anul trecut 30 de ani de activitate. Quartetul Köchel 465, numit și Quartetul Disonanțelor de Wolfgang Amadeus Mozart, și după el vom interpreta Beethoven, opus 18, numărul 2. Cei prezenți au avut ocazia să asculte Quartetul 19 în Do major de Mozart și Quartetul 2 în Sol major de Beethoven. Soliștii au concertat de-a lungul timpului atât pe scene din România cât și din străinătate, în țări precum Marea Britanie, Rusia, Germania și Austria.